Salutare și bine v-am regăsit, iubitori ai fotbalului în sală. Suntem chiar în sala sporturilor din Deva și vedem pe cei trei arbitri care vor oficia meciul dintre echipa locală CSM Deva și campioana în exercițiu CS United Galați. Acum e important să joci finala de pe locul 1 sau de pe 2. United Galați aproape de gol, superbă cursa lui Iulian Cojocaru. No, nici vorbă de faul, decizie corectă a celor doi arbitri. Savio Valadare, șut și gol. Minutul 3, deschidere de scor. Exact ce spuneam, genul de fotbalist cu soluții incredibile. Da, poate să-l avem în prim plan la un moment dat. Daniel Araujo. Și el are un șut foarte, foarte bun. Încearcă să prindă poarta. Roberto Voin este atent. Minutul 5, gol! 2-0 pentru CSM Deva. Simic este exact unde trebuie. Iată-l pe internaționalul sârb care reușește să puncteze. Vlad Ciobanu îi arată lui Savio că e corner. Arată bine faza și este ocazie mare de gol, irosită de Fernando Dobre. Un corner bătut în forță și este balon pe care Alin Cârdei îl scapă la lovitura inițiată de Cristi Matei. Minutul 9, cam aceasta e periodicitatea, din 3 în 3 minute, putând chiar să și avanseze, nu trebuie să stea cu vreun picior lipit de linia de fund. Și iată-l pe Voin, reușește să pareze lovitura lui Daniel Araujo. Frumos dribling-ul lui Dudău și elimină un adversar și pe cel de-al doilea arată bine faza. Gol pentru United Galați. Minutul 17 și Crișan și Dudău, iar ratarea îi aparține lui Darius Nastai, nu se lipește de gol. A început așadar partea secundă cu posesie pentru cei de la CS United Galați. Felipe Sase, frumoasă faza, au început bine gălățenii, mai ales la Galați, și gol! Minutul 21, ce început de repriză secundă avem, 3-2 în acest moment. Ce fault am văzut, Leo Moura, șut, excelent, Roberto Voin, Dudău cel mai bun om de pe teren și încă un șut al lui Moura pe lângă poartă. La United Galați, e surprins acum pe contraatac, încercarea lui Cristi Matei, dar în sfârșit o minge jucată cu capul, bună faza și este ratarea uriașă a lui Davy Pamplona, vurat spre colțul lung al porții apărate de Alin Cârdei, fără replică. Savio Valadares 2 contra 1 și este gol marcat de Ramić în acest minut 29. Cacau, Savio Valadares, același Ramić, scurt, vine lovitura pe colțul lung, excelent Alin Cârdei. Dudău, 2 contra 1 în acest flanc, poate veni șotul, ce bară, dar nu e și gol. Nu cred că a fost gol, ia să vedem. No, a căzut în fața linii porții. Faza arată bine și Nastai marchează pentru 5-2. Minutul 34, excelentă pasă venită de la brazilianul, după ce l-a scos, l-a adus pe bancă, Nastai și gol! 6-2, Leo Moura, meci de coșmar și pentru el. Nastai semnează dubla. Repet, nu cred, CFR Timișoara nu mai poate pierde oricum locul 1 sau 2. Încă un gol marcat de această dată de Gălățeni în minutul 37.